În urma procedurii de achiziție publică a programului de măsuri pentru dezăpezire și combaterea poleiului pe drumurile județene, în perioada 15 noiembrie 2012-15 martie 2013, ofertele câștigătoare au fost următoarele. Pe toate cele 5 loturi din județul Bistrița-Năsăud a fost un singur câștigător și anume lucrări drumuri și poduri SA Bistrița. Pe lotul 1, zona Bistrița, valoarea a fost de 397.275 de lei. Pe lotul 2, Beclean, valoarea a fost de 549.623 de lei. Pe lotul 3, zona Năsăudului, valoarea a fost de 288.888 de lei. Lotul 4, Șieu și Valea Șieului, valoarea a fost de 371.861 de lei, iar lotul 5, Lechința și zona adiacentă, valoarea finală a contractului a fost de 345.464 de lei. Însumând toate aceste sume, am ajuns la valoarea finală a contractului de 1.953.112 lei. Conform domnului Andrei Rusu, directorul Lucrării Drumuri și Poduri SA, ei sunt pregătiți pentru intervenții de iarnă, chiar în noaptea trecută și ieri, ei activând în zona Poiana Ilvei, Chiuza, din cauza poleiului. În momentul de față, în stocurile BDP-ului sunt 460 de tone de sare, iar în fiecare zi se aprovizionează depozitele cu 80 de tone de sare. În momentul de față sunt 3.800 de tone de nisip antiderapant, iar în fiecare se săptămâna asta stocurile vor ajunge la 5.000 de tone. În momentul de față sunt 21 de mașini pe teren dotate cu lamă și cu sistem de prăștire automată a nisipului antiderapant și încă două autogredere, unul la Beclean și unul la Bistrița, care sunt gata de intervenție în cazul în care apar situații limită, ca să spun așa.